Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de joi, în ziua de 23 mai. Apostolul, din faptele Sfinților Apostoli, citire. În zilele acelea, un înger al Domnului a grăit către Filip zicând: ridică-te și mergi spre miază zi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza, aceasta este pustie. Și ridicându-se, a mers. Și iată un bărbat din Etiopia, Famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată visteria ei și care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea acasă și, șezând în carul său, citea pe prorocul Isaia. Iar Duhul i-a zis lui Filip: apropie-te și te alipește de carul acesta. Și alergând Filip, l-a auzit citind pe prorocul Isaia și a zis: înțelegi oare ce citești? Iar el a zis: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se urce și să șadă cu el. Iar locul din scriptură pe care îl citea era acesta: ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenia lui, judecata lui s-a ridicat și neamul lui, cine îl va spune? Că se ridică de pe pământ viața lui. Iar famenul, răspunzând, a zis lui Filip: rogu-te, despre cine zice prorocul acestea, despre sine, ori despre altcineva? Iar Filip, deschizând gura sa și începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. Și pe când mergeau pe cale, a ajuns la o apă, iar famenul a zis: iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă tu crezi din toată inima, este cu putință. Și el, răspunzând, a zis: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă, și Filip și famenul, și l-a botezat. Iar când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, iar famenul nu l-a mai văzut. Și el s-a dus în calea sa bucurându-se. Sfânta și Dumnezească Evanghelie de joi, în ziua de 23 mai. Citire din Evanghelia de la Ioan. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră în trânsul: aceasta este voia Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Deci iudeii murmurau împotriva lui, fiindcă zisese: eu sunt pâinea ce s-a coborât din cer, și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, și nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa? Cum spune el acum: m-am coborât din cer? Iisus a răspuns și le-a zis: nu murmurați între voi, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l va aduce Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Te binecuvântăm, Părinte Ceresc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, și îți mulțumim pentru pâinea vieții, cuvântul adevărului, cuvântul care ne zidește, ne hrănește și ne sfințește în fiecare dimineață. Dăm slavă numelui Tău pentru acest cuvânt și Te rugăm, rămâi cu noi, Doamne, și ne binecuvintează, ca să putem face sfântă voia Ta, spre slava numelui Tău și a noastră mântuire. Amin. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Sfinții zilei de 23 mai. Sfântul ierarh Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei, Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa, Sfântul Evmenie Saridachis,
soborul sfinților din Rostov și Iaroslav, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.